Aceasta a venit și m-a luat la bătaie în câmp, în locul unde a deportat, unde a aruncat șase mașini din astea de fier vechi. A fost anunțată poliția și garda de mediu. A aflat că a fost anunțată poliția, s-au făcut sesizări și a venit că de ce primarul își permite să anunțe poliția că aruncă ei gunoi și fier pe câmp și pe toate drumurile. Și m-am băgat să despart și m-a trăsnit pe mine. După ce mai mulți cetățeni din comună au reclamat prezența gunoiului pe un câmp din localitate, primarul a mers să investigheze. Ne povestește că pe câmp s-a întâlnit chiar cu bărbatul care a aruncat gunoiul, care, după mai multe discuții, a devenit agresiv în momentul în care primarul a sunat la garda de mediu. Acolo se mai afla o persoană alături de primar, care a devenit victimă colaterală. A venit peste mine, a început să mă înjure, i-am zis să potolească și a început să mă ia la pumn. Băiatul de lângă mine a sărit în apărare în ajutorul meu, l-a prins fiso de mâini și taicăsul i-a tras pumn să vede cum i-a umflat ochiul și lui și mie. N-am ripostat, fiindcă nu pot să-mi permit așa ceva, și am luat câțiva pumni. Practic era supărat că dumneavoastră ați anunțat poliția. Supărat că am anunțat poliția că a dus mașinile gunoaie pe câmp și mașinile lăsate în mijlocul câmpului. Dar știați că pune acolo gunoiul sau de cum? Nu știam. Nici atât. Am zis că dacă mă mută de acolo în curtea mea. Dar n-are cum să mă mute pe mine. Vă doare? Nu vedeți că nu văd cu ochiul stâng? A dus la poliție, la audier, bărbatul acuzat că i-ar fi lovit pe cei doi, a negat și a spus că nu știe despre ce este vorba. Cine l-a lovit? Haideți, vă rog frumos. Nu, dumneavoastră l-ați lovit? Și televiziune? Nu, n-ai chemat, vă rog. Dar cine a dat într-o primar? Nimeni. Nimeni? Păi și de ce e lovit la față? Poftim? De ce e lovit la față? Ați aruncat mașinile pe câmp? Eu. Acuzațiile sunt destul de grave, mai exact de ultraj, fiindcă din declarațiile primarului, bărbatul știa exact funcția pe care o deține. Cazul a ajuns acum în atenția procurorului, însă între timp în comună poliția patrulează pentru a preveni izbucnirea unui alt eventual conflict între părțile implicate.